Spitalul Providența al Mitropoliei Moldovei și Bucovine are în dotare unul dintre cele mai moderne aparate pentru tomografie computerizată. Cu ajutorul noului aparat CT Siemens Somatom GoTop se poate efectua orice tip de examinare. Se pot obține imagini detaliate asupra multor structuri ale organismului. Această tehnologie permite vizualizarea cu a oaselor, organelor interne, vaselor de sânge. Astăzi vrem să vorbim despre examinarea CT la coloana vertebrală cu doamna doctor Nicoleta Dimitriu, manager de dezvoltare în cadrul Spitalului Providența. Doamna doctor, spuneți-ne ce este CT-ul la coloana vertebrală. Tomografia computerizată la coloana vertebrală este un test imagistic de diagnostic. În timpul examinării sunt produse mai multe imagini ale coloanei vertebrale, astfel încât structura osoasă a coloanei vertebrale se vede clar și detaliat, la fel și structurile intervertebrale. Sunt vizualizate și țesuturile moi ale modului spinării. Computer tomograful permite identificarea corectă a cauzelor durerii din zona spatelui, a gâtului, a brațelor sau picioarelor, precum și depistarea herniilor de disc, stenozei măduvei spinării, a fracturilor și fisurilor. Există mai multe tipuri de investigații incluse în această categorie și anume CT coloana cervicală, CT coloană lombară, CT de segment de coloană vertebrală. Și dacă tot vorbim despre coloana vertebrală, adaug că ființa umană se naște cu 33 de vertebre, dar în timpul creșterii osoase unele dintre ele se unesc, iar la vârsta adultă coloana vertebrală conține doar 26 de vertebre, dintre care 24 sunt mobile și 2 sunt fixe. Ele formează o tijă subțire și robustă care susține craniul, servește drept punct de unire pentru coase și centura pelviană, adăpostește și protejează măduva spinării. Un pic să vorbim despre repartizarea lor. Cele 26 de vertebre care formează coloana vertebrală sunt repartizate în 5 regiuni. 7 vertebre cervicale care reprezintă osatura gâtului și permite să se miște. 12 vertebre toracice situate în spatele cavității toracice, 5 vertebre lombare care susțin partea inferioară a spatelui, osul sacru format din unirea celor 5 vertebre sacrale, coccisul format din unirea celor 4 vertebre coccigiene. Care este circuitul pe care îl urmează pacientul până ajunge să efectueze CT de coloană vertebrală? Prima stație a pacientului datorată simptomatologiei zgomotoase este la medicul de familie, fie că este vorba de o durere de spate, de gât, de brațe sau picioare, medicul de familie ia decizia de a recomanda CT sau să trimite la medicul specialist. Fie el că este de reabilitare, că este de reumatologie sau medic specialist neurolog, ortoped. Mai departe, medicul din respectiva specialitate recomandă CT cu sau fără substanță de contrast în funcție de simptomatologie și în funcție de ceea ce este interesat să afle medicul respectiv. Cum decurge examinarea CT a coloanei? Fiecărui pacient se explică la început care sunt pașii acestei investigații. Pacientul este culcat pe o suprafață îngustă care alunecă, culisează spre interiorul unui tunel. Fasciculele de raze X se rotesc în jurul pacientului, preluând informațiile zonei care trebuie investigate, iar într-o cameră alăturată se procesează informațiile de imagistică și tot de aici echipa medicală operează scannerul și monitorizează pacientul. Există un difuzor și un microfon care permit comunicarea directă dintre pacient și echipa medicală. Când este recomandată examinarea CT a coloanei vertebrale? Medicul curant sau medicul radiolog? Recomandă examinarea CT-a coloanei pentru a detecta sau a exclude leziuni ale coloanei de la pacienții care au suferit traumatisme, de exemplu. De asemenea, se mai recomandă CT- de coloană vertebrală în următoarele cazuri. Evaluarea fracturilor. Evaluarea coloanei înainte și după intervenție chirurgicală. Pentru a ajuta la diagnosticarea durerilor de la nivelul coloanei. Pentru a măsura cu precizie densitatea osoasă la nivelul coloanei vertebrale, pentru a observa dacă există risc de fractură vertebrală în cazul pacientelor cu osteoporoză, pentru a evalua anomaliile congenitale, pentru a detecta diversele tipuri de tumor la coloana vertebrală sau eventuale metastaze. În ce constă pregătirea pacientului pentru o scanare a coloanei vertebrale? Pacientul primește instrucțiuni despre scanarea CT la coloană de la medicul care solicită investigația sau de la medicii noștri radiologi. În cazul în care scanarea CT se face cu substanță de contrast, sunt alte pregătiri. Unii pacienți pot avea o reacție alergică, acesta este motivul pentru care pacientul trebuie să-l informeze din timp pe medic despre acest lucru. Dacă starea de sănătate a pacientului nu permite efectuarea unui CT cu substanță de contrast, este posibil să fie efectuată scanarea fără această substanță, iar dacă CT-ul se efectuează cu substanță de contrast, pacientul este rugat să semneze un formular de consimțământ care va detalia riscurile și efectele secundare asociate substanței injectate intravenos. În ceea ce privește pregătirea alimentară, trebuie să precizez că pentru CT-ul fără substanță de contrast, pacientul poate mânca sau bea înainte. De procedură. Dacă urmează să fie făcut un CT cu substanță de contrast, atunci pacientul nu trebuie să mănânce sau să bea nimic cu 3 ore înainte de efectuarea testării. Pacientul poate lua tratamentele uzuale înainte de efectuarea tomografiei. Care sunt riscurile CT-ului la coloana vertebrală? Există întotdeauna riscul la efectuarea unei asemenea proceduri din cauza expunerii la radiații, nu trebuie uitat însă că beneficiile unui diagnostic precis sunt mai importante decât riscul procedurii în sine. Dacă este CT cu substanța de contrast, riscul de reacție alergică la aceasta este extrem de scăzut, iar departamentele de radiologie sunt bine echipate pentru a face față unor situații neprevăzute. Un lucru este foarte important, pacientul trebuie să informeze medicul dacă a existat reacții alergice anterioare la substanța de contrast. Am vorbit despre riscuri, să vorbim acum și despre contraindicațiile CT-ului la coloana vertebrală. Da, nu sunt foarte multe. Femeile ar trebui să spună medicului dacă există vreo șansă să fie însărcinate. În general, medicul nu recomandă efectuarea unui CT în cazul unei femei însărcinate din cauza riscului potențial pentru făt decât dacă aceasta este imperios necesar. Dacă o femeie alăptează, cantitatea de substanță de contrast absorbită de copil pe durata alăptării este foarte scăzută. Cu toate acestea, mamele nu ar trebui să alăpteze timp de 24-48 de ore după administrarea substanței de contrast. Iar celelalte contraindicații, dintre care persoanele claustrofobe, um, Pot veni la noi cu drag. Este un uh, aparat uh, generos, cu spațiu generos. Uh, pot veni și rezista cu siguranță câteva minute pentru efectuarea investigației. Revenind la pacientul Spitalului Providența, cum poate beneficia acesta de examinare CT și în ce condiții? Când se poate gratuit și când cu plată? Pacientul care se prezintă la Spitalul Providența pentru efectuarea unui CT trebuie să aibă recomandarea unui medic specialist fie că se programează în regim de gratuitate prin decontare CAS în limita fondurilor disponibile din luna respectivă, fie prin plată directă, de asemenea cu recomandare de la medicul specialist. Dacă este o investigație CT cu substanță de contrast, acestia îi se explică care sunt recomandările și, bineînțeles, cele două analize cu care pacientul trebuie să se prezinte. Uh, respectiv urea și clarina din ultimele două săptămâni. Vă mulțumim pentru aceste informații. Stimați ascultători, a fost alături de noi doamna dr. Nicoleta Dimitriu, manager de dezvoltare în cadrul Spitalului Providența al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Pentru informații și programări, puteți suna la numerele de telefon 0232 241 271 sau 0730 230 030. Puteți trimite mesaj pe WhatsApp la 0745 375 427 sau vă puteți prezenta la sediul Spitalului din jos. Sau a Nicolina, numărul 115, Capăt Cug, orașul Iași.